acestor riscuri, dar dacă într-o măsură mai mare sau mai mică ele există, cred că este util să analizăm cumpătat, responsabil, ce se întâmplă în acest domeniu, de ce se întâmplă, ce se întâmplă și, cel mai important, ce avem de făcut pentru a anticipa sau a diminua măcar riscurile la care mă refeream și consecințele acestei situații. La realizarea acestui scop am putea procede chiar din start, din componenta instructivă a proiectului nostru, de exemplu, printr-o scurtă incursiune în istorie nu prea depărtată. Domnule Boțan, nu este primul conflict lingvistic în Republica Moldova. Care au fost motivele și cum s-a manifestat acel conflict pe care cred că nu l-a uitat nimeni din cei care au trecut prin el, de la intersecția anilor 80-90 ai secolului trecut. Pe cât de mult acel conflict se aseamănă sau diferă de conflictul actual care, e adevărat, abia începe și pe cât de mult credeți că acest conflict se poate dezvolta până la dimensiunile similare a celui trecut. Mulțumesc, domnule moderator, îi salut pe colegii de platou. Părerea mea este că noi nu avem conflict lingvistic în prezent, pentru că cetățenii nu sunt implicați în niciun fel de conflict. Avem, dacă pot spune așa, o altercație între reprezentanții partidelor politice, cu implicarea Curții Constituționale, care și-a dat verdictul în privința noii legi privind funcționarea limbilor, dar sunt de acord cu dumneavoastră că această altercație dintre partidele politice se poate răspândi și între cetățeni alegători și acest lucru trebuie evitat. Acum, ca să răspund la întrebările domniei voastre, motivele și manifestările conflictului lingvistic la intersecția anilor 80-90 ai secolului trecut. Ne amintim cu toții că în iunie-iulie 1988 a avut loc conferința 19 de partid, a Partidului Comunist din Uniunea Sovietică, care a adoptat rezoluția cu privire la democratizarea societății sovietice, după care au început să se intensifice în republicile naționale mișcările de renaștere națională. Manifestarea acestei mișcări de renaștere națională în Republica Moldova s-a manifestat prin adoptarea la 31 august 1989, peste un an de zile de la adoptarea rezoluției de către Conferința 19 de partid, a modificărilor la articolul 70 din Constituția Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, potrivit căreia limba de stat în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească este limba moldovenească și ea este folosită în viața politică, economică, socială și așa mai departe. Și următorul articol sau item spunea în felul următor, că Republica Sovietică Socialistă Moldovenească asigură pe teritoriul său condiții necesare pentru dezvoltarea și folosirea limbii ruse ca limbă de comunicare între națiunile din Uniunea Sovietică. Deci, clauza privind limba de comunicare între națiunile în Uniunii Sovietice pornea de la faptul că Republica Moldova era Republică Unională. Trebuie să menționăm în același timp că a doua zi, pe 1 septembrie, a fost adoptată legea privind funcționarea limbilor și în aceeași zi Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești a adoptat o lege privind punerea în funcțiune a legii limbilor, în care a făcut două excepții referitoare la însușirea limbii de stat pentru înalții demnitari care dețineau funcții publice și pentru concetățenii noștri vorbitori de limbă rusă, doar de limbă rusă, care ocupau poziții în domenii, hai să spunem așa, sociale, medici și așa mai departe. Și această excepție prevedea că cei care nu cunosc limba de stat, limba
moldovenească română, au la dispoziție 4 și respectiv 6 ani de zile pentru a studia această limbă și în această perioadă ei nu pot fi discriminați nici într-un fel. Asta a fost situația, dar ne amintim că nemulțumirile au apărut și acuzațiile față de legea limbilor a fost că ea este discriminatorie și cerințele respective au fost ca să fie introduse două limbi oficiale, limba moldovenească și limba rusă. De aici au pornit toate problemele cu care s-a confruntat Republica Moldova. Ulterior, în 1994, a fost adoptată Constituția Republicii Moldova, care a consfințit faptul că limba oficială este limba moldovenească, care, potrivit legii limbilor, este echivalentă cu limba română, deci aici nu erau probleme. Ne amintim că atunci se presupunea ca în Constituție să fie scrisă limba moldovenească bară limba română pentru a evita problemele. Statutul limbilor minorităților a fost menționat în Constituție. Nu s-a vorbit în Constituție despre un statut deosebit al limbii ruse față de alte statute, dar în dispozițiile finale și tranzitorii limbii de stat i s-a oferit pe larg spațiu pentru a o proteja, legea privind funcționarea limbilor. Timp de 7 ani de zile această lege practic avea statut de lege constituțională, putea fi modificată cu doar 2/3 din voturile membrilor Parlamentului, după care au fost adoptate un șir de legi pentru a proteja limbile minorităților, inclusiv limbii ruse. Ne amintim despre legea privind minoritățile naționale și organizațiile acestora, alte legi care au creat un spațiu în care Republica Moldova se regăsește până în prezent, dar dacă ne amintim de iunie 2018, Curtea Constituțională, la sesizarea Partidului Liberal, a decis că legea limbilor, funcționării limbilor adoptată pe 1 septembrie 1989, este desuietă, pentru că alte legi își îndeplinesc funcțiunea de protecție a limbilor minorităților conlocuitoare. Dați-ne, vă rog, un sinonim pentru desuietă. Desuietă, caducă, deci ieșită din uz. Nu mai are, pentru că sunt alte legi adoptate mai recent care își îndeplinesc funcțiile de protejare a limbilor a minorităților etnice din Republica Moldova. Acum ne amintim cu toții că Partidul Liberal s-a adresat la Curtea Constituțională în 2018, în anul când expira mandatul Parlamentului și urmau să aibă loc alegeri parlamentare ordinare. Actualmente suntem practic în aceeași situație. În decembrie 2020, Partidul Socialiștilor, care anunța opinia publică că este nevoie de alegeri parlamentare anticipate, a venit în grabă cu acest proiect de lege pentru a suplini golul care, potrivit lor, s-a creat în 2018, a adoptat această lege pe care Curtea Constituțională a declarat-o neconstituțională săptămâna trecută. De aici au apărut altercațiile dintre partidele politice. Eu nu am văzut niciun fel deocamdată. Actualitate, revenim pe la următorul pas. Deci asta, asta este situația. Mulțumesc. Și poate foarte pe scurt, dacă există pericolul ca conflictul, cel puțin dintre partide pe care îl recunoașteți dumneavoastră, să se extindă și pentru societatea în ansamblu. Probabil nemulțumiri în societate vor exista, dar acestea vor fi mulțumiri care vor fi cumva promovate sau, cum să zic mai bine, incitate de către anumite partide politice pentru a-și consolida electoratul. Mulțumesc. Și nu, în ultima frază, pentru că... Da. Deci nu mă aștept la nemulțumiri de manifestări care au avut loc în
în 1990 și ulterior, pentru că atunci Republica Moldova era partea Uniunii Sovietice, care era în proces de destrămare, și ne amintim cu toții că autoritățile centrale au fost interesate să folosească mișcările naționale, mișcările etniilor în procesul de disoluție a Uniunii Sovietice pentru a stopa acel proces. Acum mulțumesc. Nu este cazul. Da, mulțumesc. Mulțumesc, domnul Boțan, pentru acest cadru istoric. Poate pentru mai multă utilitate în analiza ulterioară. Domnul Juc, vă rog să ne formulați cadrul actual al situației. Cine și când a propus și a adoptat legea funcționării limbii în varianta nouă, cine când a contestat-o și cine și când a anulat-o. Tot, vă rog. Eu țin să subliniez că un grup de deputați din fracțiunea socialiștilor la sfârșitul anului 2020 a înregistrat în Parlament două proiecte de legi. Proiectul numărul 277 privind funcționalitatea limbilor vorbite pe întreg teritoriul Republicii Moldova, care ulterior, prin aprobare în două lecturi, a devenit legea 234 din 16 decembrie 2020, dar a mai fost înregistrat și alt proiect cu numărul 259 din 23 noiembrie 2020 privind statutul limbii Rusie pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Numai că acest proiect de lege nu a fost supus procedurilor de votare în sesiunea de toamnă-iarnă 2020 a Parlamentului Republicii Moldova. În calitate de pretext, deja cum a subliniat domnul Boțan, a servit desuetudine declarată de Curtea Constituțională la 4 iunie 2018 a legii 3465 din 1 septembrie 1989. Partidul Socialiștilor, prin fracțiunea sa parlamentară, a considerat necesar de a veni cu un proiect de legi pentru a sublini acest vid juridic în opinia lor. Eu consider că aceste două proiecte de legi sunt absolut inoportune, mai ales că s-au încălcat și tehnica legislativă. Astfel, legea 234 conține mai multe prevederi din legea din 1989. În plus, articolele sunt nu au caracter dispozitiv, ci caracter explicativ și justificativ. Nu s-a ținut cont de avizul Comisiei Juridice din Parlament, care a venit cu un aviz negativ. Eu nu știu dacă a fost avizul Guvernului, probabil că nu, și acea încălcări de proceduri despre care au vorbit toți, când în două lecturi au fost adoptate acest proiect de lege. Prin ce este provocat cea mai mare nemulțumire? Dat fiind că în legea din 1989 este stipulat expres că limba de stat este limba de comunicare interetnică pe teritoriul RSS moldovinesc, iar limba rusă este limba de comunicare între națiuni în teritoriul Uniunii Sovietice, dat fiind incorporarea statală Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești în cadrul Uniunii Sovietice. Constituția, prin articolul 13, alineatul 2, prevede păstrarea, dezvoltarea limbii ruse și altor limbi ale minorităților etnice, poate mai corect ar fi a grupurilor etnice, dar nu prevede de a imprima, din punct de vedere juridic, limbii ruse un statut de limbă de comunicare interetnică. Iată în ce constă problema cadrului juridic. A fost contestată de un grup de deputați din
deputați neafiliați din Partidul Platformă de Unitate și Adevăr, din Partidul Acțiunii și Solidaritate, dacă nu greșesc, s-a solicitat avizul Academiei de Știință a Moldovei, s-a solicitat sesizarea unor răspuns la sesizare din partea unor structuri, inclusiv Institutul Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. Noi ne-am expus franc, considerând că legea 234 este neconstituțională, dat fiind că am indicat mai multe aspecte, dar unul este că limba rusă este ridicată la rangul de limba oficială alături de limba de stat. Mulțumesc mult, doamna Borachovski. Domnul Juc ne-a formulat, așa cum l-a rugat, și cadrul tehnic, ca să zic așa, al situației, dar și opinia domniei sale asupra adoptării acestor legi, utilității, necesității acestor legi. Pe dumneavoastră vreau să vă întreb dacă sunteți de acord, dacă credeți că situația lingvistică din Republica Moldova necesita adoptarea legilor despre care am vorbit și, de fapt, în percepția publicului. Acum discuția sau conflictul, mă tem să-i zic, dar deocamdată la nivelul clasei politice, conflictul este despre ce? Despre statutul unei limbi, a limbii ruse, sau despre statutul tuturor limbilor? Eu cunosc că dumneavoastră stăpâniți foarte bine chiar limba română, dar, iarăși, pentru mai multă utilitate, vă rog să vă formulați răspunsurile acum și ulterior în limba rusă, pentru că situația lingvistică la care mă refer eu e de așa natură că nu toată lumea înțelege română foarte bine. Да, спасибо, господин Василек. Я в личном буду говорить дальше на русском. Конечно, понятно, что вся эта ситуация была сложена искусственно политиками, используя те реальные трудности, с которыми сталкивается часть русскоязычного населения Республики Молдова. В частности, доступ к судебной системе, определенные вопросы по здравоохранению и лекарствам, которые в последнее время менялись и так далее. То есть, в том числе и отсутствие реальной государственной политики по продвижению изучения государственного языка среди национальных меньшинств. На протяжении последних лет принималось очень много различных стратегий, есть прописанные законодательства, какие-то моменты, но на самом деле такие банальные вещи, как учителя в школе, до сих пор отсутствуют. Это ситуация, которая есть. Поэтому я считаю, что политики воспользовались этой ситуации для того, чтобы по результатам президентских выборов кто-то, получив во время, точнее, господин Дадон, получив очень много нареканий во время предвыборной кампании, что он не исполнил ни одного своего политического обещания предвыборного, сделанного 4 года назад, вот таким образом они разыграли эту карту в парламенте. Кроме того, голосование в Российской Федерации, где для него оно сложилось тоже не лучшим образом, он получил не самый хороший результат и не так много голосов, как рассчитывал, тоже показало ему необходимость других шагов в канун предвыборной кампании. Поэтому этот вопрос был поднят именно сейчас и использовался, на мой взгляд, достаточно некрасиво, потому что я не считаю, что у нас в Республике Молдова есть большая какая-то этническая проблема или проблемы действительно очень большие с языком. На самом деле зачастую эти вопросы поднимаются политиками. Господин Жук говорил о юридических аспектах. У нас действительно есть и законодательство, даже в институции указаны какие-то моменты, но у нас нет необратимости наказания за такие вещи, как дискриминация по этническому или языковому признаку. У нас нет необратимости наказания за оскорбление той или иной нации. У нас этого нет на самом деле. И у нас довольно часто, в том числе и люди, которые называют себя политиками, позволяют себе оскорбительные высказывания в тот или иной адрес. И они за это не отвечают, что порождает определенную юридическую вседозволенность и работает на разделение общества, на мой взгляд. А,
Что касается, нужен был бы этот закон или нет, это как раз тот вопрос, на который я меньше всего хотела бы сегодня отвечать, потому что мы знаем сразу, какая будет реакция. В том виде, в каком он был принят, без того, чтобы подсчитать, каковы будут дальнейшие расходы, не знаю, я не уверена. А может, может быть, рассчитали? Насколько я знаю, насколько я понимаю, нет, не рассчитали, потому что в государственных структурах не так много людей, которые владеют русским языком на том уровне, чтобы давать официальные ответы. Соответственно, это повышало бы стоимость содержания и не только в государственных структурах обязательно, и в судебных, и других. Что касается, господин Жук сказал, что он не знает, был ли авиз, на этой неделе была информация о том, что был негативный авиз правительства, но господин министр юстиции Фадина Гачевская, насколько я помню, прокомментировал это так, что совершенно не обязательно положительный авиз, учитывая, если это не несет никакой нагрузки на бюджет. То есть как-то вот таким образом складывалась ситуация. Мне кажется, что этот закон именно сейчас, именно так срочно был принят только для того, чтобы в канун возможных выборов досрочных гораздо сильнее разделить общество и вернуть часть электората на сторону ФСРМ, которые потеряли. Doamna Borachovski, vă întreb și pe dumneavoastră, această temă, această divergență, conflict, are potențial să destabilizeze situația mai serios decât la nivelul clasei politice? Только при условии, если это будет продолжать раскатываться политиками и СМИ определенными. Но насколько я понимаю, да, он показывается сейчас и разогревается определенными средствами массовой информации. Но мне кажется, что такой конфликт, который был в начале 90-х, да, такой сейчас уже не повторится, никому не нужно, мы не настолько, мы должны были сделать какие-то ошибки, но, скорее всего, это исключительно политическая необходимость или желание определенных политических формирований раскачивать лодку. Mulțumesc mult, domnule Boțan. De fapt, eu am obținut răspuns la temerea mea privind escaladarea situației. Experții nu împărtășesc îngrijorarea mea cea mai mare. Acum să revenim puțin la atunci de ce a fost nevoie de această mișcare politică, pe ce s-a contat. Doamna Borachovski zice că nu s-au făcut calcule ce va urma mai departe, după mine, poate că s-au făcut, s-a contat pe ceva din punct de vedere politic. Se pare că noi toți am fost unanimi în ceea ce privește caracterul artificial al acestui conflict. De ce? Eu am anticipat. De ce Partidul Liberal în ajunul alegerilor ordinare din 2018 a cerut Curții Constituționale să declare legea veche, la care eu am spus public și repet, eu am ținut foarte mult la acea lege veche, legea limbilor vorbite, mai cu seamă că noi toți sărbătorim 31 septembrie, ziua limbii, și legea care a consfințit limba de stat a fost eliminată și cel mai important lucru, legea veche punea semnul egalității dintre limba română și limba moldovenească, deci identitatea realmente existentă. Era suficient pentru ca în societate să se stabilească o înțelegere. Da, am avut conflictul, l-am depășit cum am putut, dar în ajun de alegeri a venit această inițiativă a Partidului Liberal, inițiativă care, la care Curtea Constituțională, făcând abstracție de, așa cum am menționat deja, dispozițiile finale și tranzitorii care au oferit un statut special acelei limbi, a spus că este acea lege este disuietă pentru că există alte patru legi care, aplicate, adoptate mai recent și aplicate în mod adecvat, asigură protecția limbilor minorităților naționale și toată retorica pe care o știm, spațiul european, Comisia de la Veneția, deci toate lucrurile care deja mai mult sau mai puțin s-au aranjat. Acum, iarăși, vin alegerile anticipate, pe care tot Partidul Socialiștilor a
introdus, a lansat în societate. Contextul alegerilor, contextul este alegerilor. Primordial. Sigur că da, și aici este important pentru că orice, întotdeauna, hai să spunem așa, în ultimii 30 de ani, problema limbilor vorbite a fost una foarte, foarte, cum să zic eu, o problemă cu subtilități, sensibilă, și ea apelează la emoții. Gata, am uitat tot de toate păcatele socialiștilor, iată, ei se erijează în apărătoria limbii ruse și a minorităților naționale, uitați tot ce s-a întâmplat până acum, uitați istoriile urâte cu finanțarea de peste hotare, cu alte lucruri urâte care s-au întâmplat, iată, vin apărătorii să repare o greșeală care s-a întâmplat acum 3 ani de zile, exact în ajunul demisiei guvernului și discuțiilor privind alegerile parlamentare anticipate. Toată lumea înțelege acest lucru. Am văzut că Igor Dodon s-a adresat la alte partide de stânga, provocându-le să se expună pe marginea acestei limbi. Și am văzut care a fost reacția. De exemplu, liderul Congresului Civic, domnul Mart Caciuc, a făcut din această inițiativă, bun, n-am să folosesc cuvinte tari, dar inițiativa socialiștilor a caracterizat-o extrem de negativ. Și vedem că acesta este de fapt o încercare de a plonja întreaga societate într-o situație când emoțiile prevalează asupra rațiunii în campanie electorală, ceea ce contribuie cel mai mult la divizarea societății pe criterii etnolingvistice. Deci revenim la statusul quo care l-am avut acum 30 de ani, când noi toți, în loc să fim o societate unită, și aici îi dau dreptate doamnei Burakovski, noi ar trebui totuși să avem o lege, nu, hai să spunem așa, adresată discriminărilor pe criterii lingvistice. Dar, în general, o lege care condamnă orice discurs de ură. Orice discurs de ură. Inclusiv. Inclusiv, da. Și atunci rezolvăm problema cu discriminarea cetățenilor noștri pe orice criteriu. Iată, asta ar fi o abordare civilizată, ceea ce ne-ar permite nouă să avansăm în consolidarea noastră ca societate. Pentru că nimănui nu-i aduce și nu-i face bine nici românilor, moldovenilor, găgăuzilor, rușilor, ucrainenilor, ca societatea iarăși să ajungă într-o stare de dizbinare și ură. O să ajungem la pericole. Domnul Juc, domnul Bosan a caracterizat tema drept sensibilă și foarte sensibilă. Din punctul dumneavoastră de vedere, o astfel de temă, dacă politicienii ar fi avut de gând, la modul sincer, să o abordeze, să o rezolve, să soluționeze niște probleme în situația lingvistică, ar fi fost cazul să se consulte populația, societatea civilă. Dacă nu s-a făcut, de ce nu s-a făcut lucrul ăsta? Într-adevăr, problema identitară este una foarte sensibilă și de obicei oamenii politici apelează la apartenența etnică, religioasă, lingvistică, atunci când înțeleg că ratingul lor politic este în scădere, și atunci încearcă să bulverseze situația din societate, încercând ca să obțină noi dividende. Doamna Burakovski vorbea despre dimensiunea economica acestor legi. Eu consider că s-a încălcat și prevederile articolul 131 din Constituție. Alineatul 4 prevede expres. Nicio cheltuială nu poate fi aprobată dacă nu sunt identificate sursele bugetare. Orice ce este stipulat în legea 234 este nevoie de foarte multe resurse financiare pentru a o duce în concordanță și de a o îndeplini. Într-adevăr, poate este cazul de identificat o soluție pentru a ajuta oamenii, în special din vârsta a treia, care sigur că nu mai învață limba română, referitor la inscripțiile pe cutiile de medicamente. Dar numai multe, Republica Moldova, să nu uităm că au 30 de ani deja, mai mult de 30 de ani de la adoptarea legislației lingvistice și foarte mulți concetățeni continuă să nu cunoască limba de stat.
sau limba oficială. Da? Și eu consider că dintr-un singur consider că limba nu este folosită, nu este solicitată peste tot. Eu aș face un succint paralel cu pașapoartele de tip sovietic, când foarte mulți bătrâni spuneau că nu au nevoie, deoarece ei se pregătesc, plece în altă lume și nu au nevoie acolo de pașapoarte sau de buletine. Și atunci când prin 2012 sau 2013 a fost adoptată o dispoziție cum că pensia nu poate fi ridicată cu pașapoartele, ci cu buletinele, toți au mers în centrele regionale, inclusiv și mătușii mele care spuneau că nu au nevoie, și s-au perfectat buletinele. În aceeași situație, cred eu că se află și limba română. Nu este solicitată peste tot și, în acest caz, alunindii consideră că nu trebuie să o înveți. Încă un aspect ce aș vrea să spun, că am avut foarte multe programe de stat, programe guvernamentale, programe locale de altă natură privind învățarea limbii române. Eu cred că este suficient cât au fost și cei care au dorit au învățat limba română, cei care au dorit n-au dorit, n-au învățat. Dar țin să subliniez că legea 234 nu este referitor la situația limbii române, este mai degrabă situația referitor la limba rusă, dar am considerat inoportună această lege în textul care a fost pregătit și apoi ulterior adoptat, din cauza că Republica Moldova s-a creat un context, un mediu cultural, identitar, neconflictual deja. În mediul privat nimeni nu spune cum să vorbească. În mediul public, poate cu un anumite mici excepții, cineva poate să spună că este discriminat, dar în Republica Moldova, în opinia mea, se implementează și prevederile cartei de la Paris din 21 noiembrie 1990 cu privire la noua Europa și a Convenției cadru cu privire la protecția minorităților naționale aprobate la 1 februarie 1995 de către Consiliul Europei. Acolo, practic, toate articolele care se regăsesc în acest document de politici, practic, sunt respectate în Republica Moldova, poate cu unele mici excepții, dar este o situație care provine anume din legea 234. Articolul 5, alineatul 2 din Convenția cadru prevede posibilitatea asimilării unor grupuri etnice. Și în condițiile când în Republica Moldova alte grupuri etnice decât cea rusă nu vor avea posibilități sau nu vor avea dorință ca să învețe limba lor, ca să îmbrățișeze cultura lor natală, iată, acesta este, cred eu, un pericol ca ei să fie asimilați în mediul rusolimbic. Dar, în linii mari, în Republica Moldova s-a creat o atmosferă de toleranță, de dialog cultural și această lege nu este absolut necesară. Noi avem multe legi. Poate, într-adevăr, s-ar fi necesară o lege antidiscriminare. Avem una, legea din 2012, privind egalitatea șanselor. Ar fi cazul de completat cu alte acte normative ca să excludă orice discriminare pe diferite criterii în Republica Moldova. Dar legea 234, în maniera în care a fost prezentată, desigur că ea nu putea să fie acceptată, pentru chiar că are un caracter discriminator, în special în raport cu alte grupuri. Mulțumesc, doamna Borachovski. Dumneavoastră, credeți ca și domnul Juc că situația lingvistică e calmă, liniștită, tolerantă în Republica Moldova? Împărtășiți aceeași părere a domnului Juc sau nu, că situația actuală s-a creat din cauza că multă lume încă sau deja sau în fond nu cunoaște, îl cunoaște foarte insuficient limba română, și de ce se întâmplă așa, de ce la 30 de ani trebuie să ajungem să discutăm despre deficiențe în cunoașterea limbii de stat. Мы могу по кричащему сожалению, даже те, кто называет себя и называли переписи молдаванами и румынами, не всегда понимают и смотрят даже по телевизору программы на румынском языке.
Потому что они зачастую не понимают, о чем там говорят, используемую терминологию, и они дублируют это на русском языке. Если говорить о сайтах, которые, где смотрят новости, я взяла информацию, предоставленную в 2020 году, в мае месяце CBS акции, они делали по заказу Watchdog. 33% смотрят новости только на румынском, 27,9% только на русском, 37,7% на двух языках. То есть ситуация не такая у нас однозначная, свободная. То есть люди на самом деле имеют доступ к получению информации, допустим, в СМИ, да, на двух языках. Насколько я понимаю, тот закон должен был говорить о предоставлении со стороны государства определенных прав, да, русскоязычного, получения информации на русском языке. Но, первое, то, как это было сделано, вызвало очень много вопросов, очень топорно и... Ладно, воздержусь тоже, как и господин Пацан, от целого ряда эпитетов в этот адрес. И второе, господин Жук, к сожалению, в Республике Молдова не все было сделано, что можно было со стороны государства для того, чтобы граждане, имеющие желание выучить во взрослом возрасте румынский язык, имели доступ к бесплатным курсам во всех районах нашей страны. В Кишиневе это более открытая возможность. Но если мы будем говорить о других населенных пунктах, да, в других районах, там не так все просто. И у нас есть компактное проживание не только в Гагаузе, да, и в Тараклии, в Болгарии, у нас есть на севере много украинских населенных пунктов. Я говорю о том, что государство не обеспечило даже в на уровне школ нормальную программу обучения румынского языка. Но это как бы отходит, это моя небольшая реплика с вашей стороны относительно лингвистических, да, филологических ситуация. Что касается, простите, пожалуйста, господин Василий, последний вопрос повторите, я вам сейчас тут реплику запомнила. Что касается того, необходимо ли что-то менять со стороны государства, или последний ваш вопрос, господин Василий, напомните, пожалуйста. А напомните, о чем я вам спрашивал? Да. Потому что я увлеклась ответом господину Жуку и забыла последний вопрос. Простите, не записала. Ладно, идем дальше. Пынула чест момент. Ситуация mai mult sau mai puțin este clară. Haideți să analizăm etapa în care această lege a fost anulată de către Curtea Constituțională. Aș vrea să discutăm despre argumentele juridice, aș vrea să discutăm pro, argumente juridice contra, dar aș vrea să discutăm și despre reacția politicienilor și a societății. Domnul Juc, e domeniul dumneavoastră, argumente juridice pro. Nu este domeniul meu, eu sunt ancorat pe științele politice, dar în altă curte a constatat că legea 234 vine să încalce, în primul rând, statutul limbii de stat, dar fiindcă limba rusă este echivalată în aceleași drepturi, practic, cu limba de stat. Dar referitor la alte aspecte juridice, s-a făcut referință la hotărârea Curții Constituționale din 4 iulie 2018, referitor la desfinitudinea legii 34-65 din 1 septembrie 1900. În plus, Curtea a mai indicat și asupra încălcării unor prevederi de tehnică legislativă stabilite prin legea 100 din 2017 cu privire la actele normative. Eu consider că în linii mari argumentele Curții au fost bine justificate, bine argumentate. S-a făcut referință la întreagă aspect legislativ, inclusiv la hotărârea 36 a Curții Constituționale din 5 decembrie 2013, prin care declarația de independență a Republicii Moldova a fost incorporată în cadrul constituțional. Dar nu s-a făcut referință, consider eu, la este probabil o lege din 2001 care prevede folosirea limbii ruse în mediul
în mediul public, inclusiv pregătirea cadrelor. Dar aici eu țin să subliniez că în Republica Moldova se respectă, după cum am spus, toate prevederile Convenției cadre la Consiliul Europei din 1995, la care Republica Moldova a devenit parte în 1996, inclusiv la predarea și pregătirea profesorilor cei drept în instituțiile superioare, mai ales de învățământ, dar eu împărtășesc ceea ce a spus doamna Krakowski referitor la situația mai precară în teritoriu, în raioane unde sunt conaționali de noștri care locuiesc compact. Mulțumesc, domnul Boțan. Vă rog să ne amintiți care au fost argumentele juridice împotriva anulării legii și dacă au dreptate cei care au învinuit Curtea Constituțională că au utilizat argumente politice și nu juridice. În privința argumentelor juridice a fost un argument care este, din punctul meu de vedere, un argument solid, însă și Constituția prevede că reglementarea articolul 13 prevede că o lege a limbilor trebuie să existe pentru reglementarea acestui subiect. Totul depinde de conținutul acestei legi. Iar la conținut s-a referit colegul domnul Juc, care spune foarte clar că și argumentele curții au fost puternice aici. Dacă ai o limbă oficială, ea, prin asta e și oficială, că îndeplinește funcția inclusiv de limbă de comunicare între toată lumea. Între toată lumea. Altminteri, dacă ai limbă oficială și mai ai limbă de comunitate interietnică, atunci cea de comunitate interietnică este deasupra ca statut a limbii oficiale și din punct de vedere al logicii ai colizie aici. Deci asta e argumentul. Dar și domnul Juc s-a referit la faptul că în 2001 a fost adoptată legea privind, cum se numește acum, ca să nu greșesc, legea cu privire la drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale și la statutul juridic al organizațiilor lor. Deci această lege dă răspuns la practic toate întrebările care pot exista în apărarea minorităților, limbilor lor, comunicarea și așa mai departe. Așa că o nouă lege, eu mi-am spus punctul de vedere, eu consider că nu trebuia anulată legea pentru că avea valoare istorică. Modificată cumva. Da, dar, mă rog, dacă Constituția prevede, vedem că socialiștii insistă în continuare și e foarte bine că insistă, vom vedea cu ce soluție vor veni pentru o nouă redacție a unei legi privind funcționarea limbilor în Republica Moldova, dacă vor respecta lucrurile care au fost invocate de către Înalta Curte atunci când a declarat neconstituțională legea pe care a adoptat-o ei pe 16 decembrie. Toate aceste lucruri sunt foarte interesante. Să vedem acum, spațiul li s-a îngustat foarte mult și pot produce o nouă lege privind funcționarea limbilor care pur și simplu va reedita cumva norme care sunt în cele 3 sau 4 legi care deja sunt în vigoare din 2000 încoace și asta va fi. Vă mai întrebam dacă au dreptate oponenții anulării legii care spun că Curtea Constituțională a operat cu argumente juridice, cu considerente și argumente politice, nu juridice. Din punctul meu de vedere, argumentele curții sunt foarte pertinente. Ei s-au referit la rezultatele censorship, cum se numește, doamne? Lumea este întrebată. Sondaj? Nu sondaj. Da. Doamne, îmi scapă cuvântul. Revenim. Vox populi. Nu vox populi, când toată lumea este întrebată de stat.
Nu sondaj, doamne. Recensământ. Doamne, uite ce cuvânt îmi scapă. Și ei au folosit recensământul, s-au referit la norme, au aplicat logica juridică. Deci eu nu văd niciun fel de... Mulțumesc, doamna Borăcovski, dumneavoastră considerați curtea s-a limitat la argumente juridice sau a apelat și la argumente politice? Не будучи юристом, мне довольно сложно давать оценку юридическим аспектам, комментариям того, что решение принятого Конституционным судом. Я не юрист, и мне очень сложно определить, превысили они полномочия чисто юридические или нет. Но эффект это произвело, конечно, политический. A fost o precizare la întrebarea pe care eu pusesem domnului Boțan. Întrebarea pentru dumneavoastră este cum credeți că a reacționat societatea la acest conflict la nivel de clasă politică, slavă Domnului să rămână așa, și vă întreb pentru că rețelele sociale sunt suficient de fierbinți. Și vă întreb pentru că v-am surprins și pe dumneavoastră, prinsă într-o discuție suficient de aprinsă și dumneavoastră. Societatea a reacționat cumva, se interesează, se limitează la rețele, la rețele sociale sau se extinde și... Eu, de exemplu, am fost sâmbătă la piață și am fost martor la doi oameni în vârstă care deja se certau la această temă. У нас каждый раз перенимается по опыт самый нехороший, то есть по пословице рыба гниет с головы, граждане нашей страны начинают брать пример с политиков. Слава богу, это не заходит далеко и не доводит до больших конфликтов, но на небольшом уровне мы довольно часто становимся свидетелями повторения определенных диалогов, которые видят они в студиях или в парламенте или еще где-то. Что касается моего участия, да, или роли социальных сетей, на самом деле в Республике Молдова социальные сети являются таким местом, где люди выбрасывают свои эмоции в основном. Они немногие из них повторяют все это, выходя из дома. Первое. Второе, моя реакция была на комментарии госпожи Немиренко такая, потому что я считаю, что любые со стороны государственных служащих, либо людей, находящихся, работающих в правительстве, в парламенте, в президентуре, любой другой государственной структуре, когда они используют такие выражения, как «паштинаши», «мы восприняли, прижали к груди» и прочее, они вызывают определенные такие, знаете, когнитивные диссонансы, определенные эмоции. Ну, например, я только в городе Кишиневе, я знаю 5 поколений моих предков. Меня кто прижимал к груди здесь? Мне кажется, такие вещи даже написаны даже самым сладким и медовым лингвистическим стилем, в принципе, не должны быть от людей, которые находятся возле президента, от депутатов парламента, от людей, которые работают в правительстве, потому что они в той или иной степени имеют семантику, в принципе, не положительную, вызывают у одних, в зависимости, конечно, от уровня образования, но у некоторых они вызывают довольно жесткие реформы, реакции подливают масло в огонь, к сожалению. Поэтому было бы очень замечательно, если бы все наши люди, облаченные властью или советники президента, которые занимают пост, занимались бы исключительно своим направлением, не опускаясь в исторические либо лингвистические эпосы, напоминания и прочее. Это бы сильно облегчило жизнь, наверное, многим гражданам этой страны. Это что касается вашего упоминания, да, моей реакции в социальной сети. Ну и, конечно, второе, господин Бацан улыбается ему. Да, я хочу только воскликнуть. Эх, вы, госпожа Бураковски, мы такие хорошие, вы это не цените. Вас, господин, это был перевод. Я надеюсь, что вы понимаете, что я шучу, да. Это действительно, это производит очень, очень нехорошее впечатление. Я соглашусь с вами. Вот. Я думаю, что мы должны, я возвращаюсь, наверное, к первой мысли, которая была с самого начала, как только люди начнут отвечать за любые свои такие заявления, комментарии, особенно те, которые занимают определенную должность, то это будет самым лучшим посылом для всего нашего общества.
В таком случае невозможно будет это без бинария, да, невозможно будет разделение общества ни по лингвистическому, ни по этническому, ни по какому другому принципу. И, конечно же, весь этот окололингвистический, на самом деле, не лингвистический, а окололингвистический скандал скрывает очень много важных моментов, происходящих у нас в нашей стране, то есть полностью абсолютную импотенцию в вопросах решения экономических проблем, сложившейся санитарная ситуация, сложившаяся социологическая ситуация. Мы же никто не заметили, что у нас с начала года подорожали лекарства, в том числе и на те необходимое лечение ковид и постковид. Мы занимаемся лингвистическими вопросами, 30-й год, напоминаю. Но у нас люди не могут получить адекватную медицинскую помощь. То есть это самая прекрасная политическая ширма для для того, чтобы отвлечь от реальных проблем, с которыми мы сталкиваемся абсолютно все, независимо от того, на каком языке мы говорим, в какой этнической группе принадлежим, и даже в религиозных наших представлений. Работает 30 лет безотказно. Необходим механизм предотвращения, чтобы таких ситуаций больше не было, а у нас этого нет. Ajungem poate să discutăm și despre responsabilități în astfel de situații. Domnul Voțan, abordarea pătimașă, abordarea cu apelare la discurs de ură, de vrăjbire, e pentru că avem cultură politică insuficientă sau se face de către politicieni în mod intenționat? Eu cred că sunt multe aspecte. Noi vorbim de chestii juridice, unde se aplică logica și se lasă la o parte emoțiile. Dar noi suntem cu toții oameni și avem emoții. Și aici, ascultând-o pe doamna Borăcovski, mi-am amintit de un banc care reflectă foarte bine situația pe care o avem noi, din punctul meu de vedere. Se pare că Churchill spunea, de ce în Marea Britanie nu există antisemitism? Răspunsul, pentru că britanicii nu au complexul inferiorității. Înțelegeți? Deci de aici vin foarte multe lucruri din ca și momentul la care s-a referit doamna Borăcovski. Nu era nevoie ca un consilier prezidențial să expune pe probleme care nu țin de domeniul competenței domniei sale. Pentru că eu sunt de acord că și astfel de declarații ca și cum inofensive, ele ating pe oameni. Și trebuie evitate astfel de lucru. În rest, eu cred că viața de zi cu zi aranjează lucrurile de la sine. Cineva din jurnaliștii de limbă rusă spunea, oamenilor, în societatea noastră deja lucrurile s-au așezat. Dacă mă adresez în limba rusă oricărui om, îmi răspunde în limba rusă. Și nu pentru că îl obligă legea. Acum, dacă adoptați o lege de asta care îl obligă, s-ar putea ca ăsta să spună, domnilor, eu să-ți răspund în limba rusă că mă obligă legea? Nu, nu vreau. Îți răspund. Deci, oamenii trebuie și politicienii se prefac că nu înțeleg astfel de lucruri foarte fine. S-a stabilit în societatea asta. Suntem o societate în care chiar legile ne obligă să pledăm pentru un bilingvism armonios. Bilingvism armonios înseamnă că toată lumea e bine să cunoască limbile. Două limbi, cel puțin. Două limbi. Și asta e util, pentru că, din punctul meu de vedere, cunoscătorii limbii ruse nu pierd absolut nimic. Cunoscătorii limbii ruse au acces la literatura universală tradusă de cei mai buni, de cea mai bună școală, adică de reprezentanții cei mai buni școli de traducere de la Sankt Petersburg și așa mai departe. E un Klondike să ai acces la toată această bogăție. Deci nu ofensează pe nimeni. Pe de altă parte, da, suntem în Republica Moldova, există legea, există sentimentele majorității cetățenilor acestui stat, respectăm minoritățile naționale, dar respectăm în același timp și deci prevederile constituționale, lăsăm lucrurile să se așeze fără implicarea prea minuțioasă și adâncă a politicianului, care vedem că are interesul să ne divizeze pentru a folosi această divizare a societății în scopuri electorale. Asta e. Mulțumesc, eu
mă bucur să aud argumente împotriva riscurilor prea mari de escaladare a acestui conflict lingvistic, dar haideți să precizez totuși, doamna Borachovski. Unul din politicienii importanți de la noi, săptămâna trecută, zicea că ne așteaptă proteste nu doar la Chișinău, dar și în alte centre din țară. El se referea, acel politician se referea la anumit gen de proteste. Dacă se întâmplă, se vor întâmpla astfel de proteste, dacă se întâmplă, ne putem aștepta că și cealaltă parte iese cu proteste. Pe cât de mare este acest pericol? De unde i-a venit informația politicianului, credeți? Я, насколько понимаю, господин Василенко, вы намекаете на того же самого политика, который до этого 4 года говорил, что у него 500 протестов, опыт проведения около 500 протестов. 700, извините. 700. Извините, я не досчитала, да. И Новожукатскую Фокул, что Новожукатскую Царамбони, да, вы про этого политика? Да. Ну, есть у них опыт проведения протестов, есть у них партии и люди. Я полагаю, всем придут квитанции коммунальные, много чего другое, и надо будет подумать о том, как зарабатывать на хлеб. Искусственно, насколько он готов взять на себя ответственность за эскалацию вот такой ситуации? Ведь если он поведет людей, он готов взять на себя за это ответственность? Я помню июнь 2019, когда сказали, что выйдут встречные протесты, господин Батлан не даст соврать, помните, как стала меняться ситуация резко? Конечно. Поэтому я не думаю, что он походить с флагами, с лозунгами, да, но дальше нет. Не думаю, что кто-то пойдет на то, чтобы стенка на стенку и чтобы опять разжигание такое. Это слишком опасно, разве что нет. Mulțumesc, doamna Borachovski, și poate ultimul pericol de care mă tem eu, vă rog să-l desfințați și pe acesta. De regulă, atunci când au avut loc conflicte la noi și nu doar la noi, de amploare, se vorbește și despre implicarea forțelor din exterior, eventual omuleți verzi, galbeni, albaștri și așa mai departe. Domnul Juc, astfel de pericol poate exista? Doamna Borachovski a subliniat foarte corect. Este un iscusțen scandal creat de anumite forțe politice care se află într-un direct flux în retragere și dacă ei vor organiza și în alte centri, nu numai în Chișinău, eu cred că sau sunt absolut sigur că și alte forțe vor veni cu acțiuni de contraprotest. Și atunci se va escalada într-o anumită măsură, dar nu în mare măsură, situația din societate. Anume, Curtea Constituțională, prin decizie ei, a punctat foarte bine că se încalcă, această lege încalcă prevederile articolului 10, articolul 13, articolul 16, referitor la egalitatea tuturor cetățenilor în fața legii. Iar această lege, prin articolul 2, caracter interetnic al limbii ruse, și prin articolul 6, adresarea în anumite limbă, raportul dintre cetățean și autoritățile publice, vine anume că se încalce această egalitate. Iar prezența unor forțe străine în Republica Moldova, eu sunt absolut sigur că forțe străine, într-un număr mai mare sau mai mic, din diferite direcții, întotdeauna au fost prezente și ei sunt, ei caut anume să disperseze societatea. Dar eu sunt absolut sigur că locuitorii sau cetățenii din Republica Moldova nu se vor atrage în asemenea altercații, deși vrem, nu vrem, dar eventualitatea unor nu poate să fie spus că nu vor avea loc. Mulțumesc, domnul Boțan, e vorba colegii din platou, au convenit până acum că e vorba de un conflict artificial generat de politicieni. Speranța lor este că nu va coboră mai în profunzime, mai în societate. Pentru acest conflict și pentru astfel de conflicte și alte genuri de conflicte cu riscuri
există sau trebuie să existe responsabilități politice, morale, penale, dacă vreți. Această situație ne învață ceva referitor la responsabilitățile reale pe care trebuie să le poarte politicienii, să le simtă. Sigur că aici sunt lecții de învățat, dar situația este foarte clară, nu este niciun conflict. Avem hotărârea Curții Constituționale. Dacă socialiștii tăceau, situația rămânea așa cum a fost... Filozofii rămâneau. Da, de, cum e situația de 30 de ani. Ei au încălcat normele privind procedurile de adoptare a legilor, au obținut hotărârea Curții Constituționale, acum pot organiza, dacă vor, proteste, dar împotriva cui? Iată, împotriva cui vor organiza ei proteste? Și asta e întrebarea. Pentru că Curtea Constituțională a adoptat această decizie, Curtea Constituțională, sub presiunea protestelor, nu își va schimba jurisprudența. Deci de asta domnul Marc Caciuc le-a transmis la mesajul domnului Dodon, ei, alte partide de stânga, ce părere aveți? Și răspunsul domnului Caciuc a fost foarte clar, ai făcut mult mai rău decât era. Dacă judeci din punct de vedere al intereselor vorbitorilor de limbă rusă. Sub presiunea străzii, Curtea Constituțională nu își schimbă jurisprudența. Pentru că dacă se referă la schimbarea jurisprudenței Curții în iunie 2019, acolo s-a schimbat, cei care dețineau puterea au renunțat la ea, s-a schimbat situația și Curtea a fost nevoită, sub presiunea circumstanțelor, să-și schimbe jurisprudența. Aici nu e cazul. Plus, colegii s-au referit, noi avem situația din 2002, când Partidul Comuniștilor a încercat să modifice legi sensibile cu privire la istorie, limba vorbită și așa mai departe. Și proteste atunci au organizat doar Partidul Popular Creștin Democrat. Noi nu am văzut altcineva să protesteze și au protestat, au insistat pe proteste până când s-a implicat Consiliul Europei și s-a trimis aici în Republica Moldova pe câțiva ani de zile reprezentanții Consiliului Europei pentru ca să observe situația legată de problema lingvistică și istoria și așa mai departe. Lucrurile s-au consumat atunci. Deci ce poate acum inventa Partidul Socialiștilor? Eu nu văd ce poate inventa. Și nu știu dacă chiar va organiza aceste proteste la care s-a referit domnul Dodon și pe care le-a menționat doamna Burakovski. De aceea părerea mea este că cu încetul această situație va dispărea de pe agenda politică, dar este interesant cum va fi exploatată, pentru că nu cred că socialiștii vor renunța atât de ușor, pentru că dacă renunță atât de ușor, așa cum spuneam, concluzia generală va fi că au făcut mai rău, că au atins problema respectivă. Deci probabil vor insista pe ea, dar vor veni cu o soluție paliativă care mai degrabă le va șterbi din imagine decât le va adăuga puncte în ajunul alegerilor parlamentare anticipate. Mulțumesc. Concluzii și soluții la tema care inițial trezea multă îngrijorare. Parcă s-au spulberat, dacă înțeleg eu corect, tonalitatea discuției noastre. Domnul Juc, ce concluzii și ce soluții putem formula acum pe finalul discuției noastre? Eu consider că Partidul Socialiștilor nu se va da bătut, vorbind între ghilimele, va veni cu un nou proiect de lege, a trebuit să țină cont de dispozitivul Curții Constituționale, ar trebui să-și mai revadă anumite poziții. Dar dacă nu este de acord, poate să apeleze la structuri internaționale, inclusiv la Comisie de la Veneția, dar în ultimă instanță nu este cazul de bulversat societatea. În Republica Moldova, din mult, problema lingvistică a fost tranșată, iar prin asemenea legi și alte proiecturi care stă acum în Parlament, desigur că se va bulversa nu la nivel general, dar la nivel particular, la nivel unic, raporturile din societate. Iar în Republica Moldova, societatea este destul de fragmentată și dacă se mai vine încă și cu, din nou, cu probleme identitare, lingvistice, situația va fi mai complicată. Dar eu, în ultimă instanță, cred că și sunt sigur că problemele lingvistice nu aduc puncte electorale. Mulțumesc.
Mulțumesc, doamna Burahovski, concluziile, recomandările dumneavoastră pentru politicieni, pentru societate, colegii dumneavoastră, jurnaliști. Я думаю, что социалисты попробуют еще раз разыграть карту этого закона, поэтому им и нужно, чтобы было новое правительство, желательно правительство Майя Санду, для того, чтобы иметь возможность на кого свалить все существующее, плохо работающее, всю плохую ситуацию в стране, потому что говорить о том, что они признают, что это их правительство ответственно за ситуацию в стране, невозможно. Потому что учитывая, что даже решение Конституционного суда умудрились приписать президенту, то причем официально в СМИ об этом заявляли, не в месяц только у власти, а уже вот такое происходит. То есть тут будет происходить постоянно нагнетание ситуации, подмена понятий. Кроме того, такая активная позиция партии социалистов по продвижению русского языка и дружбы с Российской Федерацией предполагает с их стороны, что будет в канун досрочных парламентских выборов затирать нашу партию Рената Усатова, который сильно подпортил нервы Игорю Николаевичу предвыборную кампанию президентскую. Партия Шор будет подыгрывать, потому что их, они останутся на плаву. Дело господина Шора откладывается в рассмотрение в Кабуле. То есть здесь очень много политических таких завязок, которые прекрасно разыгрываются сразу несколькими игроками и даже некоторыми из тех, кому в принципе не нужен русский язык, но зато они, являясь антагонистами, получают свои дивиденды от этой ситуации. Об этом, кстати, мало кто говорит. Коллегам, журналистам хотелось бы пожелать, чтобы они не, чтобы просто говорили правду, то, что есть на самом деле, не стараясь нагнетать обстановку, несмотря на то, что иногда, да, получается ситуация, что есть, возможно, есть действительно иногда сложности и в судах, и в других местах получить информацию на русском языке, но эти вопросы необходимо, на мой взгляд, все решать конструктивно, с конкретными предложениями, а не с саблей наголо нестись для того, чтобы вот дайте нам сейчас все вот так. Что касается, я не верю в эскалацию конфликта сейчас, исключительно политические, и они неоднократно, у нас, если посмотреть, достаточно часто для того, чтобы перекрыть результаты выборов, чтобы не было протестов по поводу махинации на выборах, выводили на площадь унионистов, которые выходили там с какими-то лозунгами, да, и они отвлекали, или наоборот, другие выходили какие-то силы, то есть... Поэтому я думаю, что очень быстро, если партия социалистов получит нужный ей результат от всего этого, они, очень быстро вопрос будет для них закрыт, и они совершенно перейдут к привычной для себя позиции в совершенно других вопросах. Если же нет, ну, большие протесты я никогда не поверю уже. Мне кажется, период больших протестов в нашей стране закончится. Mulțumesc mult, domnul Boțan, destul de frecvent pe final vă întreb ce a trebuit să înțeleagă publicul care ne-a urmărit sau ne va urmări din această discuție a noastră. Publicul și cetățenii trebuie să aibă discernământ și să înțeleagă unde e vorba despre probleme cu adevărat presante pentru societate care trebuie soluționate prin intervenția autorităților publice și unde avem deci probleme care sunt de interes pur electoral pentru anumite forțe politice și acest lucru, legea respectivă, ne-a arătat foarte clar. Este vorba despre un interes special de jalonare a câmpului preelectoral de către o forță politică, lucru pe care reprezentanții acestui partid îl spun în public. Iată pachetul de legi care pe bandă rulantă, Partidul Socialiștilor și cu Partidul Șor, care anterior, apropo, se numea Ravnoprave, și știm ce fel de politici promova, a venit cu acest pachet pe bandă rulantă, fără respectarea procedurilor parlamentare de adoptate a lor și acum vedem că Curtea Constituțională, pas cu pas, probabil le va scoate câteva din aceste jaloane pe care au încercat să le să marcheze câmpul politic în jurul cărora vor face campanie electorală. Iată toată istoria. Mulțumesc! Aceasta a fost dezbaterea, motivele, componentele și consecințele reizbucnirii conflictului lingvistic. Se dovedește că a fost acest titlu selectat de mine anterior formulat un pic pătimaș. Mă bucur dacă nu s-a confirmat.
Să sperăm că situația va confirma și prin acțiuni, comportament al politicienilor și al societății în ansamblu. Mulțumim pentru participare doamnei Lilia Burakovski, jurnalistă, domnului Victor Juc, director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. Mulțumim și domnului Igor Boțan, expertul permanent al proiectului. Mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit. Până la noi întâlniri. La revedere! La revedere! La revedere! La revedere.